demonstrat științific faptul că din cauza creșterii hormonilor de stres crește riscul apariției bolilor fizice și scade rezistența sistemului imunitar. Astăzi îți prezentăm un complex de vitamine și aminoacizi care te va ajuta să păstrezi armonia dintre starea fizică și cea emoțională. Cea care ne răspunde la întrebări și ne oferă detalii este Rodica Ceavdar, medic de familie. Doamna doctor, bine ați venit la noi! Bună ziua și bine v-am găsit! Și dumneavoastră, ca medic de familie, știți de toate. Da. Vorbim acum despre un complex de vitamine și aminoacizi. Dumneavoastră, cum explicați faptul că stresul cumva subminează sistemul nostru imunitar? Adică acea capacitate noastră de a rezista în fața mai multor infecții, virus? În primul rând, stresul este o calitate cam negativă care influențează asupra organismului, deoarece persoana dată începe de la punctul de alimentație. Nutriția este nu în calitatea care trebuiește și deodată se reduce conținutul de proteină care trebuie să vină în organism, iar proteina este acea substanță, de structură, care combină aminoacizii atât esențiali, neesențiali și disponibilitatea lor în organism și face că parcă suntem în stare de stres, nu atragem atenție că pe primul plan totuși vine nutriția organismului și în rezultat omul decade, nu are așa rezistență față de virusii pe care îi avem în anul împrejur din cauza și chiar și a COVID-ului și rezistența organismului nu e așa cum asta vrem noi, de fapt. Dar care ar fi semnele care ar da de bănuit că organismul este obosit, are nevoie de un restart? La un timp, persoana care a fost permanent activă, ea devine și are niște momente inexplicabile, deoarece, de exemplu, același lucru îl făcea într-un tempo, acum îl face în alt timp, mulți factori pe care nu le atragea atenție devin insuportabili, de exemplu, prea multă atenție sau întârzie unde programul pe care și l-a programat. Somnul nu este așa cum de calitate pe care l-a avut înainte. Nu, autocontrolul pe care înainte îl avea chiar și la încărcarea de toate zilele în timpul lucrului nu este același, devine impulsiv și toate acestea duc la reducerea calității vieții și a lucrului. Apar probleme atât în colectiv cât și chiar și în familie și în viața personală. Și avem acum pe piață produse care ne-ar veni în ajutor. Da, nu? Desigur. De ce să nu beneficiem de ele? Da. Și avem și aici pe masă complexul Mecomore Vital. Aș spune că este un complex binevenit din punct de vedere că are o structură granulară și acei care chiar s-au întâlnit prima oară cu acest preparat, deschindu-l, o să vadă că capsula are 7 feluri de culori, adică sunt 7 componente care pe parcursul intrării din cavitatea bucală prin tot tractul gastrointestinal își are viteza lor de absorbție, viteza lor de descompunere, viteza lor de biodisponibilitate și cum intră în sânge, 98% îl avem în noi, adică deja este un preparat care nu necesită de a-l primi înainte de mâncare, după mâncare, pentru că însăși granulele din capsule, acesta este chiar cred că cel mai bine și mai mare beneficiu al Mecomore Vitalului. Dar ce tip de afecțiuni am putea trata sau chiar am putea preveni cu acest complex? Eu aș spune că în componența acestui preparat intră 8 aminoacizi care noi nu putem să-i, adică organismul nu îi sintetizează și ei vin din exterior. Acesta este triptofanul, valina, lizina, metionina și, dar uitați-vă că fiecare răspunde pentru ceva aparte. De exemplu, eu aș spune că majoritatea cred că nu știu că triptofanul participă la sinteza hormonului fericirii, ceea ce asta este serotonina. Înspre seară apare hormonul somnului și iar e calitatea atât a somnului, a doua zi omul se scoală cu puteri.
Valina răspunde de teaca mielinică care este în, atât în fibrele nervoase a creierului, cât și a mâdului spinării. Și dacă să luăm toate aceste aminoacizi, ei fiecare și-au aparte a lui, a care la ce participă. De ce ea preparatul este binevenit în așa boli ca depresiile, anemiile, bolile anxioase, plăcile care au fost post-chirurgicale și de a regenera mai repede, chiar și în stările după chimie și radioterapie, adică sunt persoane care, de exemplu, mămicile, ele devenind graveduțe, aportul lor este mult mai mare, pentru că ele trebuie să și întrețină organismul lor și organismul care spate crește. Și la femeile desigur da? Că adolescenții care astăzi au avut 1,20 m, dar peste 2-3 luni el deja a crescut, organismul scheletal tot are nevoie de aceste microelemente cu vitamine, chiar și bătrânii, pentru că din componența lor tot are o participare la structura osoasă. Eu să cot că dacă o să-l primim timp, așa cum este după cam instrucție, cât timp trebuie să-l primim? De exemplu, dacă în plan de prevenire, ca profilaxie, merge o capsulă dată pe zi, putem de la o lună, maximum 3 luni, dacă suntem după stare de boli ca virale, boli neurologice, COVID. Adică, da, COVID, mai ales în sindromul acum cronic de oboseală, post-covidic, atunci merge o capsulă dimineața, o capsulă seara, pe parcursul la o lună. Se poate și la mămicile care chiar alimentează, el nu este contraindicat. Foarte binevenit, mai ales în contextul pandemiei de da, astăzi. Da, da. Doamna doctor, noi vă mulțumim foarte mult. Și vă mulțumesc foarte mult, invitație. Ai grijă de sănătate și fii atent la stările de oboseală și astenie. Acestea compromit imunitatea și condiționează apariția bolilor.